mulțumesc ție, Doamne, că ai ridicat soarele deasupra capului meu încă o dată și mi-ai dăruit o nouă zi, lăudat fie numele Tău în veci. Mulțumesc-o-s ție, Doamne, îți mulțumesc. Nicolae Gribincea s-a născut la 20 octombrie 1961 într-o familie de țărani, gospodari din satul Mingir, județul Lăpușna, o familie care dăruiește țării 8 intelectuali. Pasiunea vine de la părinți, tata tare mai iubea folclorul, dar mama îmi cânta și mi-a arătat cum trebuie să cânt. Am început să cânt de mic. Mă trimitea mama la grădiniță, dar eu fugeam de la grădiniță și veneam acasă și mă urcam pe stâlpul porții și cântam. Ce mai auzeam de la radio, ce mai știam de la mama, când cineva trece pe drum, mă dădeam jos cu vara și fugeam. Am fost o familie cu 8 copii, eu eram al patrulea, erau mai mari, erau mai mici, dar a fost ceva extraordinar pentru că cred că acolo s-a altuit această dragoste de frumos. Să trăiască tatăl meu, m-a crescut în jumătă meu, mi-a pus coare la ureche, m-a trebuit în sat la fel. Tot îmi zice tata mie să mă sor, să-mi iau soție, să-mi iau una cu moșeie, cu casă și femeie. În anul 1980 absolvește colegiul Elena Sârbu din Soroca, Facultatea Culturologie, specialitatea coregrafie. În 1988 absolvește Institutul de Arte din Chișinău, face masteratul la Academia de Administrare Publică de pe lângă Guvernul Republicii Moldova. În 1989 a creat studioul folcloric Ploieșii. În 2010 primește titlul onorific de maestru în artă. Pentru promovarea valorilor etnoculturale, în anul 2013, ansamblul etnofolcloric Ploieșii este distins cu trofeul Potcoava de Aur. Fiecare repetiție, Ploieșii lui Nicolae Gribincea o încep cu o lălăită. Astfel își încălzesc vocea, lucrează asupra articulației și își ridică dispoziția. Băieți, repetiția începe. Nicolae Gribincea continuă să facă ceea ce a început pedagogul lui, marele folclorist Andrei Tamazlăcaru. El le dăruie tinerilor din formație libertatea, puterea de creație, iar înapoi obține bucurie pentru suflet.
Eram la Tălâncuța, domnul Tămăzlăcaru ne-a pus în sarcină tălânciștilor să formăm niște colectivi etnofolclorice. 15 ianuarie 89, asta a fost 25 de ani în urmă, au început plăieșii. Deci plăieșii? Pentru că este o denumire bărbătească, pentru că a fi plăieș, deci a fi un apărător, a fi un grănicer sau, cum îi ziceam, uia, dar ar fi într-o o gardă așa militară. Am ajuns la concluzia că trebuie să fie un ansamblu bărbătesc, pentru că trebuia pus în valoare și repertoriul cântat de bărbați. Pentru că eu, la Tălâncuța, întotdeauna am studiat coreografia și asta m-a ocupat parcursul celor 30 de ani de când sunt la Tălâncuța. Dar și când auzeam un cântec frumos, nu puteam să trec pe alături. Și de aceea am învățat cu ei multicolindii, am învățat cu ei cântici ostășești, cântici de recruție, un repertoriu de cântici religioase, lirica de dragoste, deci tot ce ținea de repertoriu cântat de bărbați. Sunt pe linia întâi a folclorului și asta este extraordinar. Despre plăieși se vorbește în lume ca despre un fenomen. Nicolae Gribincea realizează cu plăieșii un repertoriu de cântece și dansuri bărbătești de o ținută artistică și o manieră interpretativă inconfundabilă. Când suiam la mână dragi, Nicolae Gribincea este un mare familist. Educă două fiici, Ilinca și Maria Mădălina. Dar băieți are mai mulți. Toți cântă și dansează cu el alături în plăieșii, fiind demni de a fi numiți feciori ai neamului românesc. S-au trecut mulți la plăieșii. Sunt vreo trei generații. Iată, la concertul care o să-l avem pe 26 februarie la Palatul Național, o să cânte și plăieșii care au fondat ansamblul. Acesta este Ion Milie, Andrei Stâncă, Nicu Timofti, Bogdan Zumbreanu, Dorin Diaconu, Vitale Șuiu, Oleg Șișcanu. Cam mai apoi au venit Costică Beschieru, Grigoraș Ciobanu, Dorin Buldumea. Îi țin minte pe toți pentru că erau ca și copiii mei, deci am pus mult suflet și dragoste. Am încercat de a-i aduce aproape de folclor și era o activitate frumoasă. Caracterul multidimensional al acestui artist, care mai e și funcționar public, pedagog, compozitor, folclorist, îi permite să scrie și cărți. De când și-a întemeiat familia, a început a completa un caiet de familie, în care a inclus dezmierdări pentru copilași, cântece de leagăn, jocuri, rugăciuni și ghicitori cântate.
Cărțile mele sunt dedicate fetelor mele, Ilinca și Mădălina, care deja sunt mărișoare, dar iată cânticile care le-am cântat lor, compuse de mine, muzică și versuri. Domnul Andrei Tămăzlăcaru este cel care le-a descifrat grafic, muzical. Andrei Tămăzlăcaru a zis că sunt multe din ele valoroase și că trebuie să le cânte toți copiii din Republică. Tăpânuța cea de aur, vreo 150 de cântice pentru copii, un abeghici pentru voinici, un alfabet de înghicituri cântate. Este o carte pentru prima dată în mediul nostru, ghicitorile puse pe melodii. I-am privit pe sama mea, o mai fost și am mai spus, cui o dat în cap să arunci o mămălig atât de sus, dar i-am privit mămăliguța, privește la măriuța, rău s-o îngroșat minciuna, nu-i mămăliga, dai luna, da. Nicolae este un descoperitor de izvoare vii. Întotdeauna le prezint un material și ei dacă îl acceptă și văd că le se aprind ochișoarei, atunci deci zic că ăsta este materialul care trebuie. Evident că am învățat și eu o tactică, le propun o dată, când ei ascultați un cântic, ca printre altele, al cânt și apoi peste o perioadă de timp iar al mai cânt și apoi la ei acolo se așează. Și astfel am încercat să le cultiv un anumit gust, un anumit repertoriu, pentru că este foarte greu să-i aduci la un numitor comun. Toți au personalitatea lor, toți au deci, vrerele, dorințele lor. Tinerii din ansamblul Plăieșii, condus de Nicolae Gribincea, au devenit laureați și deținători ai mai multor premii a festivalurilor municipale, republicane și internaționale. Cu un repertoriu de peste 100 de cântece, Plăieșii au fost aplaudați la diferite festivaluri din Rusia, România, Ucraina și Italia. Sărbătoare de iarnă, am fost invitați la București la un revelion al copiilor. Ne-au întâmpinat la Patriarhia Română, am cântat în cadrul spectacolului Tradiții și obiceiuri de iarnă și noi ne-am dus cu colinda cerbului, cu arc, cu suliță, cântam. Ai leroi din dean la vale, scoboară, scoboară. Ai leroi dar cine-mi scoboară? Ai lerile cerbul între stioară, și tot din sat în sat, și din vad în vad, și din lung în lung, și din stânc în stâncă. Peste cerba dată, sub un păltinel, sub umbra căruntă, jos sub umbra rotundă și tot așa. Și toată lumea aceea nu s-a așteptat că noi o să cântăm un colind vechi legat de voinici. Chiar dacă era sala cu copii și era, nu știu câți mii au acolo, palatul cel mare de 5.000 de spectatori, o liniște mortală. Ca după ce au cântat, au răbufnit și asta a fost pentru mine semnalul acela că suntem pe linia cea dreaptă și că trebuie de pornit din adevăr, de la colindele noastre, de la jocul nostru tradițional, de la repertoriu care mai este prin satele noastre și atunci avem câștig de cauză. În cadrul acestei deplasări la București ne-a invitat patriarhul Teoctist la el, secretarul în anticameră dumnealui a spus: domnul Nicolae, numai 5 minute, vă rog, este foarte ocupat. Am stat vreo 35, băieții au cântat un repertoriu întreg de colindi, i-a servit cu bomboane, i-a ținut pe brațe. Se mira patriarhul de limba frumoasă basarabeană. Ei erau poate că mici, nu înțelegeau chiar toate ce se întâmplă, dar pe mine m-a marcat aceste lucruri, atitudinea, felul de a înțelege
lucrurile, de a înțelege valorile. Asta întotdeauna rezistă timpului și este o amintire frumoasă pentru mine ca conducător acestor copii. Întotdeauna mi-am zis și zic și în continuare că în relația cu Dumnezeu, a mea cu Dumnezeu sau fiecărui individ, nu trebuie să mai fie intermediari. Pentru că asta este o chestie personală și trebuie să fie așa, la direct. Mulțumim, Doamne, că am reușit să ducem la capăt și acest interviu. Din ce zori de-ncio grădină, sunt doi pomeni într-o copină. Ținta folcloriștilor astăzi este educația celor tineri, este transmiterea către ei a tot ce avem noi mai important în cultura noastră. Au reușit să editeze mai multe albume muzicale și ele conțin un repertoriu de foarte mare vechime temporală și prin ele putem și noi să înțelegem cât de importanți erau bărbații atunci când cântau. Pentru că atunci când cântă bărbații, cu adevăratele focurile de armă. Так.